Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua și gazdei noastre de astăzi, domnul profesor Roșca Velea Alexandru, suntem la Dorohoi, într-un muzeu și al fotografiei și al kartingului și al filmului, avem și un fundal sonor cu un cățel și mai felurite animăluțe, viața într-o margine, să spunem așa, deși e aproape de centrul Dorohoiului. La cei 84 de ani ai domnului profesor Roșca Velea Alexandru, cred că domnia sa este absolut îndreptățit să ne vorbească ceva despre cultul muncii. Cultul muncii care, hai să zicem, și până în 89 funcționa într-un anume fel, încă din frage de pruncie. Și aduc în discuție domnul profesor Roșca Velea Alexandru și pentru faptul că domnia s-a slujit câți ani? 34 de ani la clubul Casa Pionerilor și Șoienilor Patre. Cum se chema de vremea aceea? N-ați mai clubul și după aceea la clubul copiilor. La cercurile de karting, foto, cineclub. Și ați înființat chiar cercul de karting din anul 68. 68, 1968, 68. Care câți dintre privitorii noștri mai au la îndemână acești ani? A fost o necesitate, să spunem, a ocupării timpului copiilor. Eu îmi propusesem să discut cu domnia voastră tocmai despre cultul muncii, despre faptul că, iată, și prin acest club al copiilor sau palatul copiilor, acum cum se numește, cei copii, adolescenții sunt îndemnați să muncească. Dar meditând eu la acest subiect, am luat seama că în România se petrece și un fenomen, mă îngăduiți să spun acest lucru și după aia nu mai vorbesc tot atât de mult, petrece un fenomen destul de neplăcut. Exportăm noi păduri, exportăm fel de fel de bogății naturale, dar mai ales exportăm și asta e trist, oameni care au cultul muncii. Cei care au muncit au plecat. Au plecat pe fundul unor decizii nepotrivite la nivel de stat, de guvern, să spunem așa, în care i-au îndepărtat și i-au dus în locuri unde câștigă mai bine pe moment, trăiesc ei acolo cu dorul de țară, dar cu un anume venit. Am rămas aici cu oameni care o vreme au socotit că noua societate este mai degrabă speculativă decât o societate a muncii, în vreme ce acei tineri care realmente munceau și făceau performanță, în marea lor majoritate au plecat. Au plecat medicii, au plecat inginerii, IT-știi, o mulțime de alții, nu toți, o parte din ei au plecat și spun au plecat în condițiile în care fiecare român, mic sau mare, bogat sau sărat, prin taxe și impozite a contribuit la școlarizarea fiecăruia, de la apariția pe fața pământului, tot s-a suportat prin fel de fel de forme ale statului, s-a suportat dezvoltarea omului în numele sigur firesc al faptului că fiecare are dreptul la viață, la învățământ, la un trai rezonabil. Și dintr-o dată acești oameni au plecat să crească bunăstarea occidentală, fără niciun sentiment de datorie față de românii cei mulți care le-au asigurat acest ambient de creștere. Dar poate că acest subiect să fie tema unei dezbateri mai ample de altă dată. Noi să vorbim într-un garaj care a fost transformat în muzeul Roșca Velea Alexandru din Dorohoi, un muzeu cu de toate, cu un card, o să-l vedeți acum și numai decât, cu aparate de fotografiat, de filmat, cu fel de fel de obiecte care poartă patina timpului, ale lucrului pe care îl făceau copiii la acest club al copiilor și o mulțime, iar de o săptămână în urmă, o carte, Vise și creație, în fotografia dorohoiană, profesorul Roșca Velea Alexandru, continui, ca să spunem așa, opera frumoasă a lui Mandache, Ilarion Mandache, o mare ratare a mea gazetărească, n-am apucat să schimb o vorbă cu domnia sa până să plece la ceruri, dorohoian care a scris cu doamna sa multe cărți, foarte multe și a făcut fapte bune. Un Dorohoi în care exista o atmosferă culturală formidabilă și dacă mă gândesc la profesorul Romândașu, la doamna Zaiț, profesorul Saca,
profesor Sahara. Îmi aduc aminte cum a început, ne întoarcem la ale noastre, cum a început în 1968 și cu ce gânduri, cum se făcea, cum era atmosfera aia pentru copii, frumoasă, bună, favorabilă. Sincer să fiu, m-ați atins o leacă la muncă. Pentru că mie mi-au plăcut numai oamenii care au muncit, care le-au plăcut. Vreau să spun că din 68, deci din 59, am luat permisul de conducere. Dar am fost bun pentru că am plecat înspre la armată și am fost șoferul generalului Mărăianu și ăla mi-a dat idei mai mult cum să trebuie să te comporți în viață. Deci după ce am venit din armată, am lucrat la primărie la noi aici și după aceea am intrat la Casa Pionerului când era domnul Teodorescu. Dar să fiu sincer, ăsta liceu l-am obținut mai târziu pentru că am, înainte de a termina 12 clase, am fost, când eram în clasa 8-a, am mers brigadier voluntar pe șantierul Blooming, cu numai cu 250 de lei, cu asta cum să nu puteam duce nici două gălete. Dar fiindcă era Mihaiță Dron, un cetățean din Dorohoi, director acolo la combinat, fratele a fost secretar de UTC, am mers acolo și, într-adevăr, am început munca de jos. Mi-a plăcut la Casa Pionerilor când am venit, din 68, am înființat cercul de carte, nu aveam, am construit un cart din prin muncă proprie la IJTL, cum era înainte. Și am făcut, dar vă spun sincer, după aceea am adus, merg mai repede, nu mai rețin. Am vrea să le spunem repede pe toate. Să le spunem repede pe toate, da. Deci am adus 26 de carturi aici, dar primul meu concurs la faza republicană a fost de karting. Dar am luat în 72 locul 1 pe țară la circulație. Cu 8 copii, atunci așa erau, în tabără de 2 săptămâni. Ei învățau și teorie. Și teorie, și practic, și dirijare, și echipament, și program artistic, și toate, și dirijare în intersecții, și toate erau 6 probe, gen cine știe circulație, gen cine știe răspunde. Așa erau cele concursuri. În 72 am avut, deci în 72 mi-l aduc aminte pe Tatulea, Monica, Bulău, Emil, Prisacaru, dar în 73... Dar nu lăsăm acum, numai, le vedem după aceea. În 73 primarul de la Botoșan, Flutul Cătălin, era de clasa 4-a și el o lua locul 3 pe țară, deci în echipajul din locul 3 pe țară. Deci în fiecare an am fost 14 ediții republicane, dar niciodată vreau să spun că n-am ajuns de locul 8 pe țară. Locul 1 am mai avut de mai multe ori. Și ala mi-a dat, am muncit, câte pregătire să știți ca să reușești pe copil să-l înveți toate semnele de circulație, toate manevrele. Da, manevrele. Dar era proba cu bicicleta atunci, erau și de aceea... N-ar trebui și acum are toate astea? Vă spun sincer, ce mai rău, vreau să spun, domnul Petre, sărmă, ce era atunci? 17 cercuri tehnice și acum nu mai este niciunul. Asta este munca, nu-i dai tu copilului să-l înveți să studieze, să conducă, să folosească șurubelniță, un strungar, să fie o meserie să învețe. Deci ne pare foarte rău de pe timpul inspectoarei, cum? Mă rog, nu pomenim nume, da, ca să nu supărăm, da, pe care. Ca să nu supărăm, vreau să spun că atunci s-a sistat asta școala de profesională, știți? Da, o, da. Acum. Și nu s-a suspendat doar la Dorohoi sau doar la Botoșani, da, și s-a suspendat pe toată țara, să încearcă să reveni odată. Da, da. De asta am pus și eu problema cultului muncii. Pentru că acum există așa un anume dispreț la cei foarte tineri de acum să uită, adică cum să muncești.
societatea de acum e prin excelență speculativă, care, pe care păcălești. Cam așa a intrat în, în mentalul colectiv sincer de acum. Sincer să fiu, îi învățam protecția muncii la fiecare început de om și aveam câte 60 de copii, mergeam la cartodromul pe care l-am făcut în 85, eu prin muncă proprie, că mă duplimam de la un stadion la altul și nu-mi dădea voie circulație decât să-l duc în mâini până acolo, nu aveam voie să ies pe stradă, dar vă spun, după ce am venit din 72 și am luat locul unul pe țară, un prăpădit de Dorohoi, și bat pe toate orașele. A fost, a fost într-un rând, Dorohoi a luat și un loc întâi la Crucea Roșie. La... Nu vă mai spun, eram... Primarul a venit atunci până la Bucici, Angara, i-a primit pe copii. A fost un entuziasm, erau... a fost într-un tur al orașului. Da, pompieri, micul pompier, sanitari pricepuți, ăsta era turism, făceam pe atunci, deci erau activități pe care îi antrenam pe copii ca să facă ceva, ca să nu stea acum cu numai pe calculator sau, sau numai cu sigara și violența. Și drogurile și atâtea alte ispite la care sincer, greu... Sincer să fiu, nu-mi place cedează. Că în, nu te respectă, nu mai... Unde ar fi? Că spuneam, domnule, ca profesor, ce ai fost dumneata, noi cam dăm așa cu violență înspre unii profesori de acum, că nu simt finalitatea muncii lor, dar tocmai prin acest fapt că acești copii nu mai sunt legați de ideea, domnule, ai carte, ai parte. Nu mai sunt motivați să meargă la școală, având modele pe care fie vorba media le-a adus în prim plan, că succes de fapt au mai degrabă cei care știu să se descurce și nu atât cei care știu temeinic, o meserie, cei care, vorba lui Eminescu, ne fac o muncă productivă, ne amăgim cu, sigur, este calculatorul, o cucerire a vremurilor de acum, încă pe vorba, dar deocamdată ăsta face stocuri, vede câte peturi s-au mai dus înainte, înapoi, câte mai sunt în magazie, câte și alte, în bună parte, sunt și lucruri bune, incontestabil bune. Încolo merge, dar a ne limita doar la acest lucru este evident păgubos și apoi sunt și alte fenomene. Ce face lumea actuală? Iată, a început să vină o reacție chiar și la turismul ăsta excesiv. Serenissima Veneție se apără și spune că nu, domne, mai puțin musafiri, mai puțin oaspeți, în ciuda banilor pe care îi cheltuie în Veneția, să spunem, pentru că mai degrabă degradarea lasă urme adânci. Ce se va întâmpla cu societatea asta în care, eu știu, o anume întoarcere și spre această muncă, iarăși revin la Eminescu, muncă din care de mâinile tale să se vadă ceva, care ți-ar asigura și echilibru psihic și echilibru trupului fizic, dacă vreți pe atâta, ar fi de așteptat. Ca profesor, domnul Roșu, da, spuneți. Vreau să spun, ceva pe limbă. Da, am ceva pe limbă. Deci, vă aduceți aminte cum se făceau fotografii culori? Să te iei la întuneric câte 10 minute de, la o dominantă de culoare. Am avut, vreau să spun că în 89 am locul 2 pe țară la masă de expunere la fotografia color. Deci cu lucrare complet făcută ca să lucrez, ca să priească lucrul ăsta, să-l fac cu plăcere. Vreau să spun că jocul roboțeilor, acum este robotica. Avem un fost elev din Mâță la noi, la ăsta e director la, dar au adus europenii la Dorohoi, robotica. Eu am avut cu jocul roboțeilor prin 85, dar nu în 85 am făcut pista de karting. Deci am avut lucrări, era mini-tehnicul, start pe viitor, cutezătorii delte. Cutezătorii delte am avut locul 1 pe țară la care acum elevul are 60 de ani. Deci colonel. Deci vă spun, munca au fost. Și eu o întoarcere, să spunem, la muncă, la această răbdare de a vedea, lumea se grăbește, aleargă către ce oare?
Să vă uitați la cei tineri acum, sunteți încă, am scris eu, cum se chema, aveți undeva un profesor Oșca, tot ce mișcă în Dorohoi, care, profesor, care știe tot ce mișcă în Dorohoi. Vreau să spun că cea mai mare satisfacție este a trei strădăbuți. O, ce frumos! Și atât aș dori să-i împăț pe ei. Da. Dar iată, din fotografia color care la noi era și fotografia al negru, da, deprinderea, să știi ce diafragmă, timp de expunere, profunzime, raporturile între aceste lucruri care presupuneau să înveți ceva. Ele acum le rezolvă aparatul singur și este o chestiune, sunt miliarde de fotografii să fac și este absoluta nevoie să alegi, eu știu, ceva foarte... Dar și încadrarea nu-mi dă voie. Am, în carte la început am avut o început cu lecțiile de foto, de cum să ai în prima parte. Da, vom vorbi numai decât în partea a doua și despre carte și despre Dorohoi. Da, vă spun sincer, întâlnirea noastră. Asta este. Acum... Cum e privind în urmă, domnul Roșca? Și a fost Dorohoi, a avut un ștaif anume. Dorohoi era o așezare deosebită, poate aproape și de limita asta austro-ungară și poate de, mai exact, mai frumos, Creuzetul cu lumea evreiască, cu o școală evreiască atât de bogată. A dat personalități în toate domeniile. Era Spiro Haret, a fost și el plecat, trecător pe aici, atâția actori cu totul deosebit. Vicu Condorache, chiar și Maia Morgenstern, dacă e bătută, sigur că da, tot de aici. O lume minunată, e posibilă. Nu-i vorba că Dorohoi e foarte departe și, cum să spun, noi înainte am avut, într-adevăr, mai mulți evrei au fost la un moment dat, ca români, dar ei au fost meșteșugari, am vorbit din muncă înainte, într-adevăr, așa cum erau, erau și croitori, și cizmari, și pringheri, și sacagi. Și sacagii, și înghețată, și înghețată, și carne, da, absolut, și croitori deosebit. Dar avea un obicei al lui, când vinerea sau sâmbăta dimineață ți-o duceai să aprinzi, la el nu aprindea lumină. Da. Și îmi primeam o pentru bombonică. Acum îi dai copilului tău și nu-ți face nimic. Deci vă spun sincer, într-adevăr, avem cele 6 volume, dar nu le-am toate, dar o venit Mișu Blanaru la Dorohoi, cu ocazia trebuia să fie festivalul Mugurelu. Rezultate avem cu copiii din Dorohoi. Deci totul este bine pentru generațiile care vin acum. Trebuie să vedem ce s-ar putea face pentru lumea viitoare, domnul profesor. Ați scris o carte, vom vedea numai de cât ne vom uita în ea peste câteva vreme. Vom socoti, eu știu, ca un om care aveți detașarea necesară față de acea perioadă. Cum e lumea de acum? Cum s-ar putea salva? Care ar fi soluția, totuși? Nu, dacă ar pune osul la treabă. Toată lumea într-un fel sau altul? Să pui osul la treabă, să nu se uite... În domeniul pe care îl are. Din școală se mai poate face ceva pentru... Din școală se poate, dacă se introduce într-adevăr meseriile până de la clasa 9 în continuare să se introducă meseriile, să aibă copilul când iese de pe băncile liceului o activitate. Vă aduceți aminte că cum veneam să termineam liceul, avea loc de muncă, avea apartament, casă, asta... O siguranță. Pomenind acest lucru, poate se vor supăra cei care ne urmăresc acum. Dar spun următorul lucru, că asta nu înseamnă că cei cu o predispoziție spre lumea IT-ului, de exemplu, ar avea o barieră și ar trebui să rămână la nivelul de sudor. Să facă ce știe el foarte bine, să facă fiecare, dar să facă ceva într-un folos anume și iarăși de care mă îngrozisem puțin gândind întâlnirea noastră, această idee a exodului permanent. Cum iese unul dintr-o profesie cât de cât, o depinde cum o plecați. Sunt niște măsuri în țara asta românească, eu știu, cu energie foarte scumpă, cu impozitarea muncii excesivă, care descurajează inițiativa privată. Aici e un joc teribil între al
guvernelor între a lua de la mai mulți câte puțin pentru a forma bugetul sau de la puțin mai câte mult. În clipa în care se va decide cum eu trebuie în acest domeniu, să, nu se pot vorbi, vor arăta. Eu, de la, eu vorbesc numai de la, de la foștii mei elevi, care și-au făcut într-adevăr foștii că cartici au ajuns la concursurile republicane de mașini, sunt la Onciuleanu, Sauciuc Lucian, Carp Romulus, Ferbei Ioan, care din construcție a mers. Ferbei Ioan, mi-aduc aminte, era la, și la vârsta de 40 și ceva, m-a ajutat, că era foarte greu să mergem cu carturile în spate până la Timișoara sau la Cluj sau la Constanța, să facem concursul și atunci, vă spun sincer, să pleca în spate, este o imagine, câte 41 de concurenți odată. Deci câte județe erau, atâția concurenți plecam. Fie de elev de clasa 4-a, fie până în clasa 12-a. Erau etape de concurs, dar toți la aceeași vârstă. Gândiți-vă ce răspundere erau atunci și totuși îi dădeai încredere, îi dădeai și astăzi spune într-adevăr, am mașină, conduc cum trebuie și... Da, sunt foarte bun. Ne continuăm întrevederea împreună cu profesorul Roșca Velea Alexandru din Dorohoi și spuneam, dincolo de toate cele petrecute în atâția ani de profesie și o viață care și la 84 de ani dă un gust bun, se simte faptul că sunteți mulțumit de copiii care au fost pe la carturi, care au crescut în spiritul muncii. Și noi discutăm, spuneam, despre cultul muncii. Ați fost acum o săptămână sau așa ceva, un volum pe cheltuială absolut proprie, se numește Cum și cum l-ați conceput? Vise și creație în fotografia Doroane. Din ce ați avut în arhivă? În arhivă, da. Am așezat pe, încă o dată fac remarca, faptul că domnul profesor era participant efectiv cu aparatul de fotografiat sau cel de filmat în mână la orice eveniment se petrecea în Dorohoi, de sorginte culturală sau, mă rog, și economică și de viață comunitară, pentru că a fost o vreme formidabilă. Era această fabrică a frumosului cu sticlăria și porțelanul, mă rog, confecțiile mai înainte, sectorul meșteșugăresc al lui Frunză, da? Așa da, chema, Frunză, Aurel Frunză, da, da. Directorul de atunci cu atâtea alte lucruri frumoase, IMUDP-ul după aceea, multe, multe, vremea corurilor, vremea casei de cultură cu atâtea activități remarcabile, cu scriitori remarcabili, cu o sală de teatru remarcabilă, la găzduia ce se putea trupe prezente aici. Nu? A fost o activitate efervescentă. Da. Trebuia neobosit să fie Roșca Velea Alexandru. Da. Sincer să fiu, deci din 68, când am intrat la Pionier, într-adevăr, era și Mieiță Dron la cercul de foto. El a început cu cercul de foto, după aceea a condus activitatea cu directorii din instituții Teodorescu, Gheorghe și domnul Burlacu, iar din 85 am preluat eu activitatea. 1985. Să socotească cei care ne privesc, să socotească... Făceam emisiunea locală. Pe timpul lui Gherasim, într-adevăr, aprecia mai mult, făcea la activitatea culturală, deci mi-aduc aminte de aniversarul de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Cât se făcea cu care alegori și cu ăsta, Moș Crăciun, fel de fel de activități. Dar vă spun, în fiecare an aveam concursul nostru, faza orășenească, faza județeană și faza republicană. Și de acolo cu kartingul, într-adevăr, să nu superi Botoșanu, dar mai Botoșanu puțin. Era cine? Profesor Manoliu. Manoliu, domn Manoliu, da. Mașina lui, da, vă spun, am plecat. Skoda Octavia.
Domnul Mocanu a fost la foto, dacă vă aduceți să... Da, parlamentarul de mai târziu. Schibinski, trompetă, îi spunea. Este și acum, dar e Schibinski, chitară. Sincer să fiu, am apelat singur, sincer mai greu, nu am, mi-am făcut un bază o relief. Imprimanda 3D poate face negativ imaginea pentru un bază o relief. Am apelat să-mi fac o statuie, un bază o relief la Grosu, sau cum îl cheam, Florin. Florin Grosu, da. Are mână la, da, da. Are mână la caricatură, mână la ăsta, și sculpează, într-adevăr. Dar cel mai mult, activitățile noastre este domnul Dolineaschi. Dolineaschi a fost și, într-adevăr, ne-a ajutat ca fiind elev al cercului ăsta. Uite, vezi, am uitat, mă rog, dar patrulii, da. Ăsta... Da. Aveți 2019, da. Crăița Grigoraș, e medic în Botoșan, Gabi Podeț, medic, Cristina Sabou, Cristina, ăsta... Mă rog, în fine, ăsta e profesoară de matematică la Timișoara, vă spun... S-au împărțit în sală, dar își aduc aminte de activitatea noastră de la Dorohoi. Deci, profesorii... Era un anume entuziasm... Profesorii, da. Deci... Da, era un anume entuziasm... Doamna, doamna Floreșteanu, da. Domnul Sacas, domnul Șaib, mi-au fost diriginte, când mi-aduc aminte, mergeam de mână cu soția, că și ei au fost diriginte și ne... Luam mâna când ne vedeam pe stradă, și într-adevăr, așa cum îi spunea Atila lui domnul Romandașu, noi erau extraordinari, ne aduceam aminte cu plăcere, domnul Puiu, directorul de la liceul 1, ăsta, jumară, ăsta... Mă rog, a venit acum Gică Manole, Gică Manole, profesorii de acum. Da, Teodorescu. Istoricii de acum... Are scris, cum ia, da. Astăzi, nu știu, sărbătorești ceva cu Ștefan cel Mare? Ziua, da, da. Cu Ștefan cel Mare, deci statuie făcută de domnul Antal, nu mai este păcat, s-a distrus tot la sticlă, creațele, până și... Și acolo cu Mihai de Beli. Cu Mihai de Beli, cu ăsta, și... Țopa, cu Țopa. Da. Valerica Țopa, da. Ca pe da. Condurache, Marcel Olinescu, da. Olinescu, vreme, da. Și Ionița, care Ionița, ați intrat pe strada noastră. Ionița, mai nou, da. Făcut, s-au apărut recent biblioteci dorohoiene. A, o, mulțumim lui doamna Condrei, că ne-o... Doamna Condrei, care are cabinetul cabinet, da, da, aici, să fiu sincer, am, nu știu cât e, dar uitați-vă cum am început eu cu să le fac, vedem acuși, le filmăm cum acuși. Să facem cu Eminescu. Deci să da. Poate lucra, pasiunea o fa, să facem cât e ceva în fiecare zi, ca să nu zicem că trăim degeaba. Da. Muncește, muncește și ea muncește. Și ea muncește, da. Cât îi ține, dar să fiu sincer, să fiu sincer, mă ține ăsta... Mi-am amintesc mai ăsta de toate. Când merg pe stradă și într-adevăr văd că salut, domnul profesor. Nu-i puțin lucru. Nu-i cuvântul meu mă unge. Sunt ani și ani. Deci de muncă, pe total, cât ar fi, domnul? De muncă? Am ieșit în 2001 pentru ce? Am mâncat pensia de 23 de ani. Deci am ieșit pentru un coleg care de muncă de la Aeromodele. Aeromodele era, și n-am să uit, nu zic, Aeromodele, de exemplu, unde a mers colegul meu, Sergiu Roșca, la pilotaj cu avionul combat pe dealul Viilor, a atins firul din altă tensiune și acolo l-a electrocutat cu lor, erau cu copii acolo și s-a dus. Acolo am luat pământul meu din dealul mare și mi-am făcut casă la strănepoți acolo. Aha, și mă duc în fiecare zi și mi-a plăcere. Cu plăcere. Asta e luată lumii. Salvarea noastră a timpului prin a seniorilor, da. Prin transferul asupra copiilor, cine, asupra nepoților. Învingem și noi timpul în felul cine nostru. Cine își va mai aduce de aminte de mine, poate o să spui și ceva sigur de bine. Că... Și ceva de bine. Și ceva de bine. Ce le-ați spune, domnul profesor? Celor care... Uite, deci fără zahăr.
știți fără zahăr, da? Nu? Da. Fără zahăr, tot așa, de în clasa 4-a, a fost la mine la cerc. Că eu făceam în afară, toamna, iarna, pardon, că nu puteam ieși la conducere, făceam activități extrașcolare care să îmbine ăsta. Și mi-aduc, uite, fără zahăr ce-o ajuns. Într-adevăr, da, da. Când făcea programele artistice, el le compunea atunci, la vârsta de 4, cu benzin la carturi, cum ne făceam activitatea la noi se făcea înainte numai prin pe autofinanțare. Acum, nu știu cum să mai face, dar sincer să fiu, înainte, într-adevăr, mai găseam și un sponsor care, dar acum, absolut, cred că de când am ieșit la pensie, n-am văzut un singur leu pentru fotografii, dar am făcut fotografii pentru doror. Când merg zilnic la activitate, mai puțin de 100, 200, 300 de fotografii, nu fac asta. Să fac și le ștergi în calculator. Și repede și le ștergi din calculator. Din calculator imediat. La încrengătura vremurilor suntem și noi acum. Da. Eu anume prăpastie între cei care vin și între obiceiurile lor și motivațiile lor și ceea ce avem noi, seniorii, de altă dată. Și totuși sunt niște principii care, repet, ar trebui să dăinuie. Pentru că lumea muncitoare, lumea aia energică, lumea plină de vitalitate, în bună măsură este dincolo de granițele României, unde după așa o perioadă în care am fost cam răii Europei, am devenit oamenii buni și frumoși. Uite, și talentați ai Europei. Fotbalul România, hai România! Da, sigur, e contextul în care discutăm noi, da. Dar vom vedea ce se întâmplă mai acolo. E un moment bun, sigur. Foarte un moment bun, bun pentru nație să se lege. Dar revenind și diriguitorii, dacă vor gândi deciziile pe care le iau în înlănțuirea lor, nu doar pe moment că mai dăm un ban cuiva și mai salvăm niște voturi, nu doar că trecem o grevă și am depărtat nu știu ce pericol, ci în adevărat, adică niște măsuri temeinice, un plan de țară. Nu pot să uit întrevederea cu 10 de ani în urmă din sala mare a primăriei din Dorohoi, doamna Andronescu era ministru la învățământ, la o ședință, nu cu SACA, ultimul, cu SACA. Care doamna Andronescu spune, noi pregătim copiii să răspundă oricăror provocări, asta era moda. La care profesorul, venerabilul profesor Saca, în final, când nimeni nu mai avea spus, haideți să vă spun și eu vreo două vorbe, a avut un discurs magistral, foarte legat, foarte știutor de un profesor la 90 ceva de ani și de cele ale lumii de acum și de bikini știa și de muzică și de toate nebuniile lumii de acum, dar spunea că ar trebui să știm, doamna ministru, încotro totuși se duce țara asta, un plan de țară ar mai ordona această orbecăială, hai să zicem, nu asta a fost termenul, acest mers în istorie către nimic, nu pare că mergem, ne dorim prosperitatea, dar e cam ceva cam departe. A avut un discurs magistral al profesorimii, numele profesorimii excelente, ca și la Botoșan de altfel. O școală de foarte, foarte bună calitate a fost și este și acum, repet. Dar, sigur, și cu urcușuri și cu coborâșuri, poate și cu acest gust al dascălilor, că la absolvire copiilor nu își prea găsesc relativ repede un loc în societate. Îi face să nu mai aibă acea insistență, acea patima profesiei, acea inimă pusă pe tava, pe catedră pentru copii să facă ceva anume, îndoindu-se și ei de firescul parcursului elevilor, absolvenților lor. Sunt bacalaureați, atât e vremea bacalaureatului când discutăm. Ei, și după bacalaureat ce iese? Ceea ce s-ar putea să scadă și din zelul și din motivația profesorilor. Da? Poate greșesc eu. Eu revin înăuntru. Da. A spus de domnul profesor Saca. Domnul profesor, ultimii 5-6 ani, eu am avut grijă de el. La bătrâneți. Sincer să fiu, spunea, hai, Sândele, hai să mergem tu cu mașinuța să vedem, să cunoaștem prutul, mă ducea el ca să vedem partea cealaltă.
dar avea o capacitate, vă spun, stătea și povestea, vă spun, nu... Era un fermecător și el și Romândașul, deci, dar, el a ascultat... Dar dacă nu vinei, dacă nu vinei la timp când îți spunea ca să servească masa, știi? Păi, frate, greșeam într-adevăr ăsta. Punctualitatea, da, punctualitatea. Totul așezat, păi, în sertărașe. Într-adevăr, așa cum era domnul Sarca, deci și doamna a fost, și mergem și acum și aprindem câte o lumânare la foști profesori, Sarca, ăsta, Romândașul, Zaiț, domnul Cava. Domnul Cava, aveam pe timpul ăla, pe timpul domniei lui, de trei ori locul întâi pe țară la orașul florilor. Nu vă mai spun eu cu florile când apare la lele, eu eram primul cu toate care într-adevăr. Mulțumesc foarte mult, domnul profesor, mulțumesc pentru întrevedere, vom mai filma acum, sigur, prin muzeul ăsta am... Felicitări pentru atâtea bunătăți, regrete imense păstrez pentru ce spuneam, faptul că nu am avut o întrevedere cu domnul profesor Mandache la vremea lui despre mulțimea de cărți pe care le-a scris. Despre personaje dorohoiene, deci a scris el foarte bine, foarte bine. Chiar o singură pagină o adunat, într-adevăr, în carte o să aveți imagini foarte multe persoane din Dorohoina, care într-adevăr sunt și care și nu. Și dacă vin și eu cu ce am filmat un an de zile, am făcut o emisiune de televiziune săptămânală și eu am pe toți aceștia de care am vorbit, interviuri filmate, doar că nu sunt pe digital, sunt cu o treaptă două în urmă, filmate. Și să le arătăm dorohoienilor ce splendoare de oameni, ce fermecători. Aveți cu sportul, nu știu ce, și cu sportul, cartea aia o avem, sigur. Domnul Traian, să fiu sincer, plăcerea a fost aici, într-adevăr am știut. Și, nu știu, felicitări pentru ce facem, să nu ne pară rău că facem, muncim. Sigur că da. Mulțumesc foarte mult, urări de bine, mulțumesc domnului profesor, mulțumesc celor care au avut răbdare să ne privească și să vadă o clipă din viața seniorilor, în acest caz a unui senior al Dorohoilor, o prezență la tot ce mișca în Dorohoi, de altă dată, dar și în Dorohoi de acum, chiar și la 84 de ani, domnul profesor Roșca Velea Alexandru este prezent, apasă pe declanșatorul aparatului și scrie istoria contemporană. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnul profesor, numai bine tuturor, mulțumesc echipei tehnice care ne sprijină în realizarea, să spunem așa, în deplasare a acestei emisiuni.